dimineața. Cum îmi spuneam și Andrei, mi-a spus prima oară ora la care trebuie să începem prezentarea, am întrebat dimineața sau seara? Dacă e dimineața, sincer, la ora asta trebuie să mă culc, deci va fi, e o provocare și pentru mine să fiu astăzi alături de voi și vă felicit că ați înfruntat zăpada și vremea de afară pentru a sta de povești cu mine un pic. Apropo de context, am ales tema mai mult din cauza datei, având în vedere și probabilitatea mai mare de a fi în Timișoara în perioada asta. Când vorbim de context, în parcursul un pic a prezentării, mi-am permis, având în vedere prezentările altor speakeri, să fiu un pic mai deschis. Am primit un ghid despre cum ar trebui să fie o prezentare Creative Mornings și primul punct este vulnerabilitatea. Deci trebuie să fiu vulnerabil, adică trebuie să arăt cine sunt cu adevărat. Așadar, întrebarea este cine sunt eu. Probabil că ați citit pe net, dacă sunteți astăzi aici, care este background-ul meu, cu ce mă ocup. Totuși, orice prezență, în principal, ține de context. Deci, dacă vedeți o poză ca asta, poate vă gândiți, poate nu-i chiar ce credem noi. După aia, aici vă recunoașteți costumul, care o să mai vedeți, că îmi place foarte mult și aduce foarte multă creativitate. Și după aceea se continuă lucrurile. Poate sunt fotograf, poate sunt galerist, poate sunt prietena unor prieteni de-ai dumneavoastră într-un spațiu neconvențional, poate scriu literatură, prăzind cărți, poate merg des în călătorii și în vacanțe, poate merg și la petreceri, adevărat. Deci lucrurile astea se continuă și neavând practic un background story, nu vreau să mă laud acum că am călătoresc foarte des, dar pur și simplu, neavând un context, de fapt, în cadrul cărora s-au întâmplat aceste lucruri, practic nu prea putem să știm cu cine avem de-a face. Și apoi, ca să ducem mai departe povestea și de ce e important să ne confruntăm cu această idee de context, de ce contextul în cadrul vieților noastre contează, că până la urmă trebuie să fie și cumva nu vorbim în abstract despre un topic, ci vorbim pentru a ne dezvolta și creona un viitor, de fapt, ce ne definește până la urmă? Și cel respectiv, cine sunt eu? Unde m-am născut? În ce an m-am născut? Cine sunt părinții mei? Ce școală am făcut? Ce loc de muncă am? Apoi venit? Alte astfel de ce afecțiuni, hobby-uri, anduraj? Toate lucrurile astea, practic, contribuie la cine suntem noi și totuși, detaliile de identitate nu au nicio legătură, pentru că, iarăși, ne pot duce într-o direcție sau alta. Totuși, ceea ce cred eu este încă și ce contează, poate cu adevărat, în ceea ce mă privește pe mine, e tocmai legătura dintre aceste detalii și în ce manieră ele se conectează. Nu o să vreau să fiu foarte rapid, dar totuși, având în vedere că avem un framework internațional, trebuie să stăm în baza 20 de minute pentru a avea și un timp de Q&A. Totuși, asta era, de fapt, primul slide din prezentarea mea de azi. Și îmi ceram scuze, Andrei, că îmi cer scuze că ți-am trimis prezentarea la 5 dimineața, pentru că mi-am dat seama că ar putea fi totuși mai interesant să vorbești despre mine un pic. Nu pentru că sunt leu în 28 iulie născut, ci pentru că e interesant. Când vorbim de context, prima oară când m-am gândit la subiectul context, mi-a venit în minte această imagine. O imagine care, în perioada anilor 80, a fost imaginea, de fapt, a ceea ce înseamnă spiritul american. Ce înseamnă iconic ideea de America, de freedom, de călărețul acesta a cowboy-ului, de fapt. Care, în acea perioadă, a fost folosit de către o firmă pe care o vedeți imediat. Nu avem voie să facem foarte multă reclamă, dar o vedeți imediat. De țigarete, care o folosea ca și reclamă, the free spirit, the image of America, care era Marlboro. Un artist, pentru că, având în vedere, nu m-ați invitat ca să vorbesc neapărat despre țigări, ci despre artă, un artist care, practic, prin această serie a devenit extrem de celebru, a apropiat, adică a rupt din context, pentru a vedea și ce important e contextul dacă îl scoți din context, nu doar să fii în context e important, ci și uneori să scoți anumite lucruri din context, a fotografiat efectiv partea aceea de mijloc a reclamei,
și a expus-o mărind-o într-o expoziție în Statele Unite. Devenind așa de celebru, practic. Practic furi o lucrare, nu furi o poză, o imagine. El a considerat că el nu fură, ci pune efectiv, creează un nou context imaginii respective pentru a arăta, de fapt, problemele cu care se confrunta în perioada respectivă societatea americană, și anume că, de fapt, chiar dacă imaginea acestui Marlboro Country, de fapt, cu toți foarte frumoși și foarte mușchiloși și foarte sănătoși cowboy, de fapt, în sfârșitul anilor 90 s-a demonstrat că 3 dintre acești călăreți au murit de cancer de plămâni, ceea ce n-a fost chiar grozav pentru Marlboro. Dar, practic, Richard Prince dorea la vremea respectivă să aducă asta în lumină, să nu fie doar ambiguitatea rarăși. Cum ne uităm la ceva și de ce ne uităm la acel lucru, acel ceva. Bine, ulterior, fotograful care a făcut fotografia din stânga a dat judecată pe Richard Prince, pentru că Richard Prince a vândut lucrarea asta în sfârșitul anilor 90 cu $1,000,000 în licitație. Da, asta este arta, lumea arte. Așadar, context, din nou, aceeași întrebare. Ce poate semna el? Și tot timpul, ceea ce mi se pare foarte interesant, în limba noastră și respectiv în limba engleză, toate cuvintele au un meaningful, meaningless. Context are numai contextless. Nu există un contextful. Ceea ce mi se pare foarte interesant și, iarăși, în propria mea analiză asupra acestui cuvânt, de fapt, acestui concept, m-am lovit de tot mai de această idee. Prima idee a fost cu appropriation art, s-a respectiv asta conceptuală care redă, creează un nou cadru unei opere și, practic, ideea de a scoate sau a pune în context. Și, până la urmă, dacă ne gândim la context ca o parte foarte importantă a vieții noastre, mai ales în ceea ce privește lumea artei, o să vedeți și asta imediat, important este să, e ca și cum ai conștientiza, practic, lumea în care trăiești. Și dacă o conștientizezi, practic, poate îi vezi limitele, poate îi vezi calitățile și astfel poți să o schimbi, dacă nu ți este chiar favorabilă. Și aici am un pic, totuși, să fim și un pic mai amuzanți decât am fost până acum. Apropo de context, apropo de interpretarea ei și din felul în care poate arta contemporană schimba anumite lucruri, nu numai de la Ermut Duchamp cu urinalul, ci și la alte aspecte ale acestui lucru. Bineînțeles că gluma americană rămâne de dragul americanilor. Și astfel poate ne putem da seama și de ce depinde acest context, practic. Depinde de percepție, depinde de situație, depinde de poziția din care privești un anumit lucru, ca și în cea celebră lecție de business, de fapt, cu elefantul într-o cameră neagră. Mai mulți oameni sunt invitați să intre într-o cameră întunecată și să descrie ce descoperă în acea cameră, în cameră fiind un elefant, fiecare descrie o altă parte a elefantului și, practic, toți vorbesc despre aceleași animale. Deci, practic, punctul de vedere e foarte important. În ceea ce privește sensul, că de aia, când am primit și o temă, m-am uitat întâi în dicționar, context, proiecția la cu text, with text. Context. Simplu de altfel. Și în principal se referă la un terminus lingvistic. Totuși, ea presupune la modul figurat și la modul în care noi îl folosim de cele mai multe ori, pentru că nu prea analizăm text în fiecare zi, ideea de circumstanță, ideea de conjunctură. Și iarăși, aici, sinonimele sunt relativ... unele sunt destul de ambigue, întrucât când vorbim de text, când vorbim de context, nu vorbim neapărat de text. Mai mult de mediu, situație, ambianță și așa mai departe. Iarăși un experiment care l-am făcut acum două seri și spre supărarea unor prieteni, nu mi-am dat seama că e unul noaptea, cum vă spuneam, nu sunt neapărat o persoană matinală. Am întrebat 4 prieteni ce înseamnă pentru ei context. Și foarte interesant cât de diferit și totuși asemănător sunt aceste păreri. Ștefan, care e scriitor și
om de afaceri, consideră contextul, cum vedeți, un cadru vizibil, în cadru care definește anumite conotații a unui subiect, dar care iarăși un om de logistică definește, vede contextul ca definitoriu pentru o persoană, ceea ce este foarte interesant. Bogdan, care este antrenor de sport, mă întreba, adică cum, în general sau în context? Iar Adela vede contextul mai artistic, ea fiind arhitect, sub o formă, ca o fel de formă modelabilă, care când o identifici, practic, poți să o modifici. Cum o văd și eu, din fericire. Și acum ajungem la, cumva, la un subiect la care, despre care îmi place să vorbesc și care risc să depășesc 20 de minute vorbind numai despre asta. Ce înseamnă contextul în lumea noastră, acea a galeriștilor, a artiștilor, a artei contemporane? Și contextul, cred că, dacă ne gândim acum, inițial vreau să vorbesc despre școala de la Cluj, având în vedere că poate în acea paradigmă e mult mai cunoscută și poate mult mai interesantă și pentru a înțelege. Toată lumea mă întreabă de ce un artist așa de tânăr ajunge să vândă arta așa de scumpă. Pentru că a fost într-un context potrivit. Totuși, vă dau un alt exemplu, și anume acela ce ține de, deoarece succesul unui artist, din păcate, nu poate fi măsurat neapărat în valoarea lui artistică, pentru că valoarea lui artistică este un, să spunem, un barometru foarte subiectiv. Din păcate, sau din fericire pentru mine, din păcate măsurăm succesul unui artist în funcție de prețul în care acesta l-o poate obține. Aici, bineînțeles, sunt mai multe modele de pricing, cum faci un preț unei lucrări de artă, discutăm imediat. Totuși, două modele, modelul clasic, modelul tradițional, factorii care influențează evoluția unui artist. Aici, apropo de context, însă, ca să revenim la tema noastră, pentru că nu vorbim despre, neapărat despre marketing, contextul din care provine un artist e foarte important pentru el. Și anume, în primul rând, universitatea sau facultatea în care a studiat. Bineînțeles că dacă trebuie să facultatea de artă din Timișoara și pui asta și mergi la o galerie și spui, te-a studiat la facultatea de artă din Timișoara, probabil că un galerist internațional te va întreba, Timișoara, unde e aia? Dacă ai făcut la Goldsmith sau la alte facultăți mai mari, poate e mai interesant. Deci, iarăși, contextul, de unde pleci, unde vrei să ajungi. Apoi expozițiile în care ai intrat, apoi galeriile cu care lucrezi. Practic toate sunt mici contexte, dacă vreți, pe care tu ca și artist poți să le schimbi sau poți să ți le asumi. Poți să năzuiești mai sus sau nu. Și aici mie îmi vine tot timpul un exemplu foarte trist, cumva, de altfel, întrucât Timișoara, de exemplu, cum bine știți, până foarte de curând, adică vă dau un exemplu imediat și ca să exemplific asta mai bine, n-a fost neapărat un context favorabil pentru un artist sau artă contemporană. Și astfel, Clujul, care a devenit un hotspot în ultimii 10 ani, să zicem, sau nu chiar 10, aproape 10 ani, da, oferă, respectiv, o platformă, să nu tot spunem context, o platformă de lansare mai adecvată și astfel artiștii din Cluj sunt mult mai, cum să spun eu, mult mai engaged, mult mai devotați, să spunem, mult mai mulți, de exemplu, în tot ce înseamnă un eveniment internațional, tot ce înseamnă un eveniment în Cluj. La noi, spre exemplu, sau în evenimentele din Timișoara, îți vedea foarte puțini studenți de la arte, din păcate. Sunt cei majoritatea cei de la arhitectură. Probabil că încă nu și-au dat seama de contextul în care se află și cum ar putea să schimbe acel context. Apropo despre ce vorbeam și mai înainte, din păcate, cum îi spune, valoarea unui artist nu putem să o cuantificăm subiectiv și astfel contextul din care el provine definește prețul și valoarea. Și aici sunt, bineînțeles, două aspecte foarte importante care trebuie luate în seamă dacă vorbim despre arta contemporană sau nu numai. Acesta e un grafic folosit în principal în sistemul
Pentru că, iarăși, trebuie să facem o mică paranteză, prețul public, adică prețul care îl registr, care este cuantificabil, este acela care a fost obținut într-o licitație. Când orice artist, orice lucrare ajunge pe masa unui licitator, el își pune aceste întrebări, în principal în funcție de artist și apoi în funcție de lucrare. Toți acești parametri, practic, definesc, să spunem, prețul unei lucrări. Și bineînțeles că dacă acel artist a ajuns să fie într-o colecție publică sau privată, prețul este mai mare. Deci vorbim în ce condiție partea din dreapta e mai puțin relevantă, atât în vedere, având în vedere că nu vorbește despre contextul în care s-a format artistul sau în care a ajuns artistul să fie prezentat, mai mult despre cadrul în care este el expus. Și aici facem iarăși o mică paranteză cu câteva exemple mai clare la diagrama de dinainte. Apropo de contextul în care un artist se poate forma, în care evoluția lui este mai ușor definibilă. Și totuși, ca să fim foarte, foarte clari, vă voi da un exemplu foarte simpatic. Ziceam că vreau să vorbesc despre școala de la Cluj, dar despre școala de la Cluj s-a vorbit foarte mult și cred că suficient deja. Pentru că suntem în Timișoara, putem fi timișoreni până la capăt. Și este un caz care mi s-a întâmplat mie și care mi se întâmplă mie deja în ultima perioadă foarte des, care poate explică cel mai frumos și cel mai ușor ideea de context. Cât de importantă este, practic, poziționarea unui artist, dacă vorbim despre context ca și poziționare, sau respectiv relaționarea unor elemente care au dus la formarea lui. Eu când m-am întâlnit prima oară cu Constantin Flondor, artist din Timișoara, acum 3 zile am plinit 81 de ani. Pe Facebook îi puteți scrie, îl puteți suna sau îi dau un e-mail. Sau îmi spuneți mie și eu îi transmit. Mare plăcere. E un artist care nu a dus neapărat lipsă de reputație. Adică, zicem, reputația lui ca artist a fost mereu una apreciată. Totuși, oricât de apreciată ar fi fost în Timișoara sau în România, că există acel foarte... discutam la un moment dat cu un prieten negustor de artă din Berlin care spune tot timpul treaba asta cu recunoscut internațional e relativă, e recunoscut internațional în Timișoara, da. Nu era recunoscut internațional. Și pentru a ajunge recunoscut internațional a trecut printr-o serie de întâmplări, dacă doriți, de împrejurări care au condus la evoluția sa. Și ceea ce este foarte interesant, adică astăzi puteți vedea lucrările lui Flondor la MUMOC, Muzeul de Artă Contemporană din Viena, într-un display foarte frumos, cu 60 și ceva de lucrări de Flondor, Tulcan și Bertalan expuse acum acolo, în paralel cu o expoziție din Varșovia, care ulterior merge la Moscova, de la Moscova în São Paulo și așa mai departe. Totuși, până aici, sunt câteva etape apropo de contextul Flondor, de case study. Și anume, am început o serie de expoziții și de a face un catalog, de fapt, prin 2005-2006, în care am expus tot opera și creativitatea maestrului Flondor. A urmat o serie de expoziții la noi, la Triade și la Muzeul de Artă. În paralel însă, în 2012, am reușit să intru la un institut la care îmi doream să studiez, apropo de context. Și întâmplător, unul dintre profesorii noștri, care la acea vreme eu îl doream să fie coordonator de dizertație, n-a putut să mai fie coordonator de dizertație pentru că era deja angajat de competiție de Christie's Education. Toți au zis, ok, e foarte fain ce vrei tu să faci ca temă de dizertație, dar uite, eu plec. Nu știu încă colegii mei că plec, dar eu plec. Dar îți prezint o studentă de-a mea de anul trecut, Alina Drinceanu, care e tot româncă, dar trăia de multă vreme în Italia. Și practic, cunoscându-o pe Alina, Alina îmi profusese mie să facem noi un proiect, să ne gândim la ceva, să facem ceva pentru arta românească. Și am zis, ok, hai să... Uite, eu lucrez foarte apropiat cu grupul Sigma, cu Flondor și Tulcan, facem un proiect. Apoi, uite, peste... 6 luni, practic, începe Bienala de la Veneția. Noi vrea să facem un proiect colateral acolo. Bun, hai să facem un proiect colateral la Veneția. Ce n-am știut atunci înseamnă că a
face parte din Bienala de artă contemporană de la Veneția doar pentru a aplica înseamnă 20.000 de euro. 20.000 de euro pe care nu i-aveam neapărat. Pentru a închiria un spațiu cât de mic, așa un spațiu ar fi fost de vis. Noi am închiriat un spațiu cam cât zona de bucătărie acolo, între patru piloni, care a fost 10.000 de euro, pe care iarăși era deja ocupat, dar considerând faptul că Adrianu era atunci, care actualmente este soțul ei, va împrietenită cu un domn care întâmplător în acea perioadă, apropo de context, dorea să cumpere o clădire în Veneția pentru a o restaura și vinde, a convins proprietarul să ne dea înainte de a cumpăra el clădirea, pe care după aia n-a mai cumpărat-o, spațiul pentru a face o expoziție. Și totuși am plătit 10.000 de euro pentru asta. Așa. Între timp, în Timișoara, un foarte, poate cel mai important galerist, că sigur cel mai important galerist român, Mihai Pop, se întâlnea cu mine la o cafea. Nu pot să spun că între noi, din păcate, nu înțeleg asta de ce, există o foarte mare prietenie. Adică, de obicei, nu dai un alt colecționar sau critic unui alt galerist, doar în cazul în care, nu știu, îți place cafeaua, habar n-am. Și Mihai mi-a prezentat-o pe Marianne Eigenherr. Marianne Eigenherr, artistă, dau toate detalii pentru a înțelege importanța contextului. E foarte lungă povestea în sine. În fine, artistă care era interesată la vremea respectivă de opera lui Paul Neagu. Nu are nicio legătură cu Flogdor, dar în fine. Pe Marianne, i-am spus, ok, i-am arătat proiectul, ne-am întâlnit la Timișoara, am povestit. I-am spus că mergem cu Flondor și Tulcan și Bertal la Bienala de la Veneția. Apropo de context, în Bienala de la Veneția, în acea perioadă, era Massimo Gioni, curator general, existau expuse lucrări ale lui Bertal. Dacă e Bertal acolo, înseamnă că e un bun punct de a crea un contact, deci hai să facem o altă expoziție. Sigma. Am uitat partea asta. Și Marianne Eigenherr mi-a zis, ok, foarte fain că faceți voi expoziția la Viena, dar eu sunt profesor la Londra de artă în perioada respectivă, nu pot să trimit eu, dar am un foarte bun prieten la Berlin, care e foarte interesat de artiștii anilor 60-70, care este Volker Dill. Și îl spun lui să vină, dacă are timp, între două, cine mai se vine la vernisaj. Și a venit Volker, care i-a plăcut foarte mult opera lui Flondor, după la două săptămâni în distanță a venit la Timișoara, a avut un studio vizit, i-a plăcut foarte mult ce a văzut, a luat o grămadă de lucrări spre restaurare la Berlin și în 2014 deja am făcut o expoziție, două expoziții de fapt la Berlin cu Flondor, urmând achiziția muzeului Ritter. În paralel cu asta, deja începe să fie prea multe leere, am vândut câteva dintre lucrările lui Flondor, considerând că merg la Veneția și că practic e un cadru, un context foarte important pentru artist, lui Ovidiu Șandor. Ovidiu, care în acea perioadă devenea membru al Comitetului de Achiziție pe Europa de Est de la Tate Modern. Tate Modern, care de asemenea e interesată de achiziții din România, a venit în România. Totuși, Timișoara nu era pe harta internațională a artei, doar București și Cluj. Așa încât contextul, practic, pentru noi era egal cu zero. Ceea ce ne face pe noi când Mohamed merge la munte, merge muntele la Mohamed. Am pus frumos toate lucrurile într-o mașină și ne-am dus la Cluj și am făcut o expoziție peste noapte, în februarie lui 2014, într-un spațiu dat de Facultatea de Arte de la vremea respectivă, pentru o singură zi. Imaginați-vă o mașină, eu cu șoferul încolo, pus lucrările, arătat la Juliet lucrările, Juliet Bingham, întors înapoi la Timișoara. Ca în urmă, în următoarele luni, în octombrie, Tate Committee, aproape tot comitetul de 40 de oameni să vină în România, iarăși nu vin la Timișoara, deci iarăși mergem noi la Cluj. Deci, practic, ne creăm noi contextul de a putea promova un artist în felul în care trebuie. Urmând apoi, bineînțeles, activitatea și participarea noastră succesivă la Târgul de Artă Contemporană din Viena, unde l-am cunoscut pe Rainer Fuchs, Rainer Fuchs fiind curator la MUMOC, expoziția la care a dus-o inițial, prima oară l-am cunoscut pe Rainer în 2011, în 2017 s-a întâmplat și expoziția. Apropo de a avea context favorabil sau nu. Și astăzi, în sfârșit, domnul Flondor se bucură nu doar de o recunoaștere internațională în Timișoara, ci una și la Viena,
poate Berlin, Moscova urmează și São Paulo. Deci, cumva, dacă vreți, poate contextul este delimitat și de șansă în ceea ce privește lumea noastră, dar poate e foarte important să doar să știm, să recunoaștem șansa. Că toată lumea spune, dacă eram eu acolo, ce făceam? O, dacă cumpăram eu un bitcoin acum 6 luni, ce fain era. Încercați să citiți contextul în care aflați. Ascultasem de curând o conferință, apropo, despre context. De cele mai multe ori nu suntem conștienți, mergem cu masa, nu ne focusăm pe lucrurile care contează în jurul nostru. Deci dacă pot să vă dau un sfat în sensul ăsta, uneori dacă reușim să ne descoperim contextul în care acționăm într-un anumit fel sau într-un anumit caz, poate să ne facă foarte fericiți, de fapt. Și cam asta ar fi. Mulțumesc că v-ați ascultat așa de dimineață, care și pentru mine e o excepție. Cu drag poate auzi, poate mă întrebe. Să păstrez, pentru așa. Că acum urmează partea de Q&A, așa că tot la tine e micul. Perfect. Dar și la oricine are o întrebare. Ați spus că ne creăm contextul, ne aflăm într-un context sau descoperim contextul. Exact. Contextul se întâmplă sau noi ne creăm contextul? Asta cred că depinde foarte mult de tine. Adică contextul oricum e. Dacă nu ți s-ar întâmpla, nu ai trăi. Chiar și acum ești într-un context în care poți să pui o întrebare sau poți să nu pui o întrebare. Știi? Adică, practic, nu pui o întrebare, ești într-un anumit context care te definește într-o oarecare măsură. Văd pe tine pe Facebook, ai fost aici, e foarte cool și foarte mișto. Îmi pui o întrebare și intrăm într-un dialog, îl schimbi poate un pic. Deci afli mai mult despre mine, afli mai mult despre ce te interesează. Și cred că da și nu. Adică, iain, cum zic nemții. Adică da și nu în aceeași timp. Cred că, cum mai e bine, acum l-ai schimbat un pic. Deci, ok. Nu cred că există 50-50. Apropo, asta era o altă filieră pe care puteam să mergem. Ce definește un antreprenor? Antreprenor e poate o persoană care vede un context și din el creează o necesitate. Apropo, de exemplu, Uber sau Facebook. Nu ar fi existat astăzi dacă cineva nu se uita în jur și uite-te, toți oamenii ăștia le-ar place să se cunoască între ei, nu se cunosc încă, hai să creăm ceva, un context, o platformă, ca acești oameni să devină mai aproape. Deci, nu știu, eu sunt pe filiera a-ți crea un context, dacă ăla în care ești nu e ok. Cred că sunt în astea subiecte așa de abstracte încât nimeni nu știe în care te gândesc de acasă. Spune, vă rog. Atunci, vreau să te întreb care sunt elementele care trebuie să existe într-un context pentru un artist la început de drum. Bună întrebare asta. Chiar mă gândeam că dacă făceam prezentarea asta la Londra, mă dezmembrau oamenii după speech. Mă bucur. Care sunt elementele care să... Păi, în primul principal, cred că ca și artist tânăr care acum termin școala sau acum te regăsești într-un anume context. Dacă ești la Timișoara, ești într-un context. Dacă ești la București, ești în alt. Dacă ești la New York, ești în alt. Cred că trebuie să definești în primul rând ce vrei tu, ca artist, de la tine. Vrei să faci artă? Vrei să devii profesor? Vrei să pui gresie? Vrei să faci graphic design? Deci, practic, de acolo pornește. Bineînțeles că fiecare ar dori să trăiască din arta pe care o face, dacă este un artist cu adevărat artist. Din păcate, dacă ne gândim la procentaje, nu cred că ajungem la 2% din artiștii care fac arte să și devină artiști. Asta depinde foarte mult de contextul în care se formează. Deci, dacă tu ca artist tânăr, eu sunt foarte supărat pe studenții de la arte din Timișoara, trebuie să recunosc asta. Pentru că nu merg, că nu vin la evenimente. Adică tu ca artist, dacă trăiești într-o... Nu mai există, nu mai suntem în... Mai trăim, nu știu, în secolul XIX, unde aveai scuza că eu nu știam ce face Genie sau nu știam ce face Perjovski, că nu l-am văzut. Nu există asta. Există low-cost flights, există internet.
nu mai trăim cu ca și mergem ca și calul înainte cu blinds stânga și dreapta. Deci trebuie, artiștii tineri trebuie să fie foarte bine informați, nu trebuie să treacă o zi fără să descopere ceva nou, să vadă ceva nou, să intre în contact cu oameni care au succes, poate. Și la Cluj, probabil, efervescența care există astăzi la Cluj în rândul studenților de la arte și poate, probabil sunt mult mai mulți artiști tineri, foarte tineri, adică așa green, cum ar veni, care au succes mai important internațional decât cei din Timișoara, pentru că au un model. Adică, în facultatea lor predau artiști care au vârsta un pic mai mare ca ei și care au succes foarte mare internațional. Deci probabil că ideea de model în contextul respectiv e foarte important. Deci ca și tânăr artist, probabil eu oricărui tânăr artist sau arhitect sau creativ sugerez efectiv să vadă, să călătorească, să cunoască, să întrebe, să nu stea în banca lui și să fie tăcut, să fie, cum se spune, engaged în contextul în care trăiește. De ce nu? Poftim? De ce nu? De ce nu sunt atât? Habar n-am, nu știu de ce nu vin, sincer, e bună întrebare, trebuie să intre. Poate nu îi motivează nici foarte mult mediul academic, adică nici profesorilor noi nu sunt așa de recunoscuți internațional ca și alții pentru a-i motiva să meargă mai departe. Și atunci, efectiv, aia care reușesc să ajungă sunt cei ori extrem de reactivi, dacă vrei, care refuză și reneagă tot sistemul. Și zic că nu ne trebuie școală, că facem noi a noastră și dacă își țin și sunt consecvenți, reușesc, probabil. Oricei care efectiv depășesc condiția respectivă și nu trebuie să vină la mine, adică nu mă interesează dacă vine la mine sau, dar să vină în general, să participe în general la evenimente culturale, pentru că acolo, practic, ai șansa de a întâlni oameni care te pot forma într-o anumită direcție, poți povesti sau poți doar să vezi. Ca și artist vizual trebuie să vezi, ca să poți crea, trebuie să știi ce vezi, știi? Trebuie să înțelegi ce vezi. Și nu știu de ce nu vin, habar n-am. Îi poate frig afară. Nu știu, habar n-am. Da, astăzi am uitat să punctez, de fapt, în timpul prezentării. Da, sunt inițiative, practic, dacă Timișoara de azi, în primul rând, este Timișoara care în 2021 devine capitala culturală. Deci Timișoara de azi are deja un target. Timișoara de azi, Timișoara de foarte ieri, din anii 70, era polul de efervescență artistică și culturală în România. Deci nu se întâmpla în București sau nici de povește în Cluj ce se întâmpla în Timișoara. Totuși, omul sfințește locul. Iarăși revenim la aceeași aspect. Băieții ăștia, Sigma și Enco, erau foarte activi în perioada aia și făceau ceva ce alții nu făceau deloc. Și astăzi, acum 2 ani, a luat naștere, tot datorită lui Ovidiu și respectiva mai multor creativi care s-au gândit că Timișoara trebuie cumva repusă pe hartă, dacă nu în fiecare zi, măcar din 2 în 2 ani. Practic, Biennala, care tocmai acesta a terminat acum vreo o lună, care se cheamă Art Encounters, a readus Timișoara în focusul și internațional și național. El își propunea mai mult să fie un focus național și transregional adică în ultimele 2 ediții. Reprezentanții Art Encounters aici în public, nu de aia am menționat Art Encounters, ci efectiv pentru că e un foarte mare beneficiu, adică sunt foarte mulți oameni care vorbesc din nou despre Timișoara și se întreabă ce se întâmplă la Timișoara datorită unui astfel de eveniment. Deci, da, datorită Art Encounters, poate, și datorită Timișoara Capitala 2021, pentru care mai avem foarte mult de lucru și mai avem foarte scurt timp, e mai recunoscută, să spunem, internațional decât era acum 4 ani. Eu sunt în mediul privat, nu vorbim pe public, nu ne amestecăm una cu alta. Ai încercat să faci ceva acolo. Eu revenind la aspectul pe care l-ai atins și care e participarea, de fapt, în general, de ce constă cu tinerii de la artă, putem să extrapolăm inclusiv până la mersul la bolță, așa mai departe. Cum crezi că, uite, ca și comunitate de creative activi am putea să din punctul tău de vedere, nu așteptăm o soluție miraculoasă, dar care e punctul tău de vedere? Ce-am putea să facem cu fiecare dintre noi și noi împreună
Cred că în sine actul creativ sau respectiv actul implicativ creativ e bazat pe participativitate. Și anume, dacă sunt 10 oameni aici care care savurează un astfel de schimb de idei și practic sunt încurajați de acest lucru, poate peste un an vor fi încă 100 mai mulți. Pentru că fiecare om duce cu sine mai departe, simplu buzz marketing. Adică eu vorbesc, tu îmi povestești mie, mă convinc să mă trezesc dimineața la 8, eu mă trezesc dimineața la 8 și poate de luna viitoare o să vin și eu dimineața să ascult alți vorbitori, pentru că e foarte interesant schimbul de idei. Orice, cred că aici e și modelul de școală, nu știu, i-am fost la liceul Lenau, la clasele speciale, unde eram tot mai încurajați să gândim noi, nu să reproducem ceva gata gândit sau gata predat. Deja de aici, din școală, practic, pornesc multe direcții, adică cum putem noi deveni mai implicați în comunitatea noastră, cum putem noi în galerie am făcut multe evenimente în astea pentru medici, pentru avocați, pentru practic a face acest, cum se întâmplă în Occident, de networking events, în care se întâlnesc unii cu alții, pentru că unii știu ceva mai bine, alții știu ceva mai bine. Eu știu să desenez, tu știi să scrii, hai să facem un blog, de exemplu. Sau cred că mixul ăsta între comunități e cel mai important și pentru mine cred că e cel mai, funcțional. Cel mai funcțional, oh my God. Funcționează. Cu plăcere. În principiu, bine, asta cu cumpărul de artă iarăși un alt subiect. Majoritatea oamenilor care are potențialul de a cumpăra artă, nu o cumpără din frică, pentru că majoritatea oamenilor care nu vin la galerie, nu vin pentru că nu înțeleg, ceea ce e o mare prostie. Nici eu nu înțeleg uneori. Mă duc într-o galerie și mă uit și zic, ok. De ce? Ce vrea să spună? Ce se întâmplă? Nu e nimic, apropo de cum putem îmbunătăți o comunitate, nu e nicio problemă să întrebi. Adică dacă nu știi o chestie, întreabă, engage, discută. Și de aici pornește și treaba asta cu ce vă cumpărăm. Primul rând trebuie să-ți cumperi ce-ți place. Și după aia vii la mine ca art advisor și spune, asta ar fi bine să-ți placă. Deci nu pot să-ți dau un răspuns, acum că vreau să știu întâi ce-ți place ție, după aia aflăm ce și cum. Da. Dar în principal, ideea de a cumpăra artă de Crăciun e foarte bună. A crescut piața artei contemporane în Timișoara? În Timișoara nu cred că putem vorbi de încă în România de Timișoara sau București sau Cluj. Nu cred că există așa ceva. Adică ea crește anual, dacă ne uităm la... Există un foarte bun un raport al pieței de artă care a fost scos de Artmark. Ok, putem spune că e ușor biased, ușor influențat pentru că e făcut de unul dintre actorii principali al pieței de artă în România. Dar așa îl face și TEFAF, așa îl fac și alții, Deloitte sau alții pe lume. Suntem încă la nivelul de, probabil, de grădiniță în comparație cu piețele internaționale. Chiar și cu vecinii noștri, dacă vorbim de Ungaria, de exemplu, sau Serbia, nu, că Serbia e și mai la pământ ca noi, dar săracii. Și au artiști foarte buni și nu... Adică n-au galerii de artă, ceea ce e foarte trist. Dar da, există evoluție. Am fost acum de curând la București și am avut mare bucurie să descoper foarte multe galerii noi despre care nici nu știam că există. Practic, piața în sine de artă o cuantificăm iarăși la vânzări publice. Pentru că nu ai cum să știi, adică nu poți să afli oficial sau nu ai, că și din cifra de afacere a unei galerii nu poți să afli cât de acolo sunt cataloge, cât sunt ediții, cât sunt lucrări, nici internațional. Și astfel poți să cuantifici piața în funcție de vânzările publice. Și vânzările publice cresc de la an la an cu vreo 20%. Deci, practic, sunt, dacă, nu știu, în 95-98 puteai să cumperi un clasic, un Toniță sau un Grigorescu la 5-10.000 de dolari, astăzi deja nu mai poți să te atingi sub 100.000 de el. La fel ca și cu artiștii foarte tineri din școala de la Cluj, acolo e un pic diferit pentru că ei sunt valoroși pe piețele internaționale. Și când ajunge multă vreme să puteți să cumperi lucrări în România, artiștilor acestora foarte puternici din studenție sau de la prieteni,
la o zecime din valoarea lor internațională sau se tranzacționau licitații, lucrări ale, nu știu, lui Marius Bercea sau Șervan Sabu, mult sub valoarea lor de galerie internațională. Și aia era o problemă. Și se era datorată nu neapărat a contextului, ci puterii de cumpărare în România. Pentru că colecționarii mari nu cumpără neapărat în licitații din România. Deci da, și pe arta contemporană, și pe clasică, și pe modernă, dar mai ales pe contemporană, observăm și în România o creștere. Adică deja să ajungă o casă tânără de licitații care tranzacționează doar online, să vândă la Adrian Ghenie, la prețul de Adrian Ghenie normal, deci a fost acum de curând la Lava Cow vândut un colaj la 65.000 de euro, e deja bine, un semn bun. Probabil că n-a fost cumpărat din România, dar totuși e tranzacționat în România, deci în cazul ăsta da. Crește, pe zi ce trece, deci grăbiți-vă. Glumesc. Făcând de abstracție, că, scuze, îți dau ție microfonul și după aia. Nu, e ok. Eu vreau să zic așa, făcând de abstracție de cadru, dacă e să ne spui top 3 artiști din preferația literării, sau la care să ne uităm, să fie un copii pe ei. E greu să spun top 3, adică sunt... care îmi plac mie personal, mie îmi place foarte mult Marius Bercea, chiar dacă nu e așa de bine cotat, de exemplu, ca și Ghenie. Zic că îmi place și Ghenie, pentru că sunt influențat de plăcerea generală a oamenilor. Dar sunt mulți tineri care nu sunt încă recunoscuți. De exemplu, Pavel Grosu în Cluj, care e un artist foarte bun. E Radu Orean. Care nu trăiește în Cluj, nici în București, nici în Timișoara. Timișoreni, chiar foarte reactivi și foarte supărați, iar copiii artiști care încă mai trebuie să se dezvolte din grupul Baraca sunt foarte interesanți. Adică achiziția asta de artă, toată lumea când gândește că cumpără artă înseamnă sute și mii de euro. Nu e așa. Puteți cumpăra un tablou cu 500 de euro, puteți cumpăra un tablou cu 1000 de euro, puteți cumpăra un tablou cu 200 de lei. Poți să inviți un artist la o supă și îți dau o lucrare gratis. Deci nu încurajăm să facem asta, că săriți peste mine. Dar important e engagementul ăsta și practic interesul pentru artiști care practic generează ulterior și valoare sau respectiv flux valoare. Artiști care îmi plac mie, nu m-am gândit la întrebarea asta, acum trebuie să mă gândesc mai mult. Poți să ne mai răspunzi, te lăsă și spune, te ascult. Vrei să ne întrebi ceva, poate? Da. Ai microfonul. O să încerc să pun întrebarea, să nu stai chiar în oră. Deci eu n-am... Acum că m-am trezit deja, da. Contextual vorbind, dacă e, și ținând cont cum a evoluat arta de-a lungul timpului, respectiv ultimii 50-100 de ani, oarecum, în ce fel de direcție ia arta, astfel încât să fie oarecum dedicată publicului, fie la o scară largă sau la individ. Ținând cont de faptul că, de exemplu, înainte, arta era percepută, nu știu, pentru arta, pentru religie. După aia, poate cu spații mai închise, să spui pe deasupra canapelei, în puloc sau tabernă în cer. Și după aia, a venit tot felul de direcții mult mai subtile, mai inteligent, nu știu, foarte dinamice și interactive, la Petru Jecza Boy sau au apărut foarte mult arte performantă și, de exemplu, și acum la Art Encounters, nu că ar fi neapărat un lucru rău, nu știu cum să-l văd, dar sunt foarte mult arte ready-made. Cum poate omul de rând, care nu are un background cultural, care nu are un fel de viziune artistică foarte atent ligată în chestia asta, să aprecieze un scaun care are un colț rupt, în comparație cu, nu știu, un Rafael sau exact. Un Michelangelo și așa mai departe. Deci cum poate să aprecieze o chestie super mega subtilă, care are o poveste foarte, poate să zicem, închegată sau poate n-are deloc, cum sunt foarte multe opere de artă, în comparație cu ceva care arată uber, mega, superb și deci se axează foarte mulți artiști, să arate frumusețea în loc de, nu știu, de salvă în spate. Bine, acum, să nu intrăm în orele alea de discuții, da. Vorba vine, cu cât, să zicem, publicul de artă s-a cultivat, dacă vrei,
sau respectiv artistul a devenit mai liber. De fapt, din renaștere deja artistul e liber. Nu era un comanditar care să-i spună, uite, dragă, tu acum îmi pictezi două frește și portretul meu și al soției. De cu cât, de fapt, arta a devenit mai liberă, cu atât și secolul 20 e, practic, momentul, 1907, momentul în care arta de fapt devine complet liberă și cu cât ea devine mai liberă, artistul, practic, și respectiv, cu cât se diversifică mai mult arta, dacă vrei, cu atât ea devine mai ermetică. Și asta probabil că ai simțit la Art Encounters. Art Encounters 2015 față de 2017 a fost mult mai axată, 2017 față de 2015 a fost mult mai axată pe concept, pe artiști conceptuali, datorită și a curatorilor, care erau mai, frumos să spunem, mai de stânga? Da. Erau mai de stânga față de ceilalți care erau mai capitaliști. Și astfel, practic, într-adevăr, accesul spre artă e mai mic, adică când vezi și spre de Boyce nu ți-ai pune în camera de zi neapărat, sau Matthew Barney sau alți artiști de genul ăsta. Deci, practic, cred că cheia și respectiv accesibilitatea către artă o dă iarăși educația. Pe mine mă fascinează să mă uit, trec la Tate Modern, de exemplu, și să văd în fața unor acționiști vienezi, care și mie mi-e greu să-i văd, o grupă de copii de clasa 5-a care înțeleg și disenează și povestesc despre asta. Cred că, practic, educația succesivă în ceea ce privește asta, adică să încep de foarte mic, cum face Art Encounters, Doamne ajută, să ia copii de grădiniță să educă la Biennale. Ok, de ce scaunul ăsta e artă? Apropo de Richard Prince, aia era o lucrare care cu cowboy ăla, care problematiza ce înseamnă arta astăzi, și aia era 1989. Dacă noi suntem deja în 2017, spre 2018. Deci, întrebarea devine tot mai grea. Practic, oricine dintre noi care are un telefon sau care are o idee, poate să fie artist. O să spui că mâine iei scaunul ăla ca și cășuț și îl pui pe perete și zici asta este quintesența vieții mele ca arhitect sau whatever. Deci, practic, nu cred că problema este a artiștilor care, practic, începă să creeze lucruri cât mai nișate, dacă vrei, cum spui tu, sau subtile, sau ermetice ca și text, unde ai o lucrare și lângă ai trei pagini de text ca să te explice ce vezi tu acolo. Cred că problema este de a învăța de mic sau respectiv a avea exercițiul învățării sau a citirii pentru a intra în zona și nu trebuie să-ți placă, pur și simplu. Cum toată lumea mă întreba ce meserie ușoară ai tu, așa, lejer, artiști, discuții, nu e chiar așa ușor, pentru că eu mă ocup cu ceva ce, de fapt, ție, dacă vorbim foarte vulgar, nu-ți trebuie. Adică întâi îți trebuie un scaun, îți trebuie un acoperiș, îți trebuie o mașină și când ajungi să-ți trebuiască și artă care îți trebuie, pentru că altfel nu poți să fii fericit, nu te inspiră. Sunt atâtea studii în care în spații de birouri arată un spațiu de birou gol sau unul cu artă. Oamenii care sunt înconjurați de artă sunt mai fericiți ca aia care știu să citească un context bine. Știi? Deci, cred că exercițiul citirii e foarte important și dacă nu avem exercițiul citirii ca artiști sau ca și public, ne lipsește foarte mult. Știi? Asta ține și de apropo de stat, ce face statul, poate să ne inspire să fim mai activi în zona asta, ce face școala din noi, cât de mult ne inspiră artiștii să participăm, cât de comunicativi sunt ei. Aici e, de exemplu, și un exemplu foarte bun la care nu mai intru acum, diferența între doi artiști de aceeași cotă, de fapt de aceeași cotă, de aceeași valoare artistică, care au cote de 10 ori mai diferite. Și scuze-mă, m-am mai adus aminte că acum, gândindu-mă, ascultând întrebarea lui, m-am gândit. Artiștii tineri în care ar fi interesant de căutat și de investit astăzi, sunt aia care au 80 de ani. Astăzi. Sunt tineri pentru piață, dar nu sunt așa de tineri pentru viață. Deci, cam asta ar fi, cred. Sper că ți-am răspuns cât de cât la întrebare. Mai eu, mersi pentru invitație.